Bună, dragii mei! Astăzi am să vă arăt ce cumpărături am mai făcut eu din Lidl și din Pepco. La Lidl am plătit 110 lei și 94 de bani. Și să începem. Am luat o șuncă Praga care a fost 3,99 lei. Asta de la Peacock, deci 4 lei. Foarte faină, vă recomand. Am mai luat-o de câteva ori, ne place tare mult. Apoi, să iau în ordine de pe bol. Niște cremuri de porc care au fost 10,99 lei. Ăștia de la Peacock, vi recomand, foarte buni, deși nu sunt foarte sănătoși. Dar nouă ne plac din când în când, nu toată ziua. Deci 11 lei cremuri. Apoi am luat un piept de porc feliat care a fost 18,39 lei. Kilogramul este 19,90 lei și deci 18,39 lei. Mi-e place tare mult pieptul de porc. Vi recomand și vouă. Apoi am luat roșii cherry la pahar. Da, un mix a fost 6,99 lei. Ăsta, că sunt mai multe culori. Asta a fost 7 lei. Foarte bune, astea au gust, de atât din astea mici cumpăr. Și astea prunișoare au fost 4,49 lei. Sunt foarte bune, vi le recomand. Așa, apoi am luat o telemea de vacă în saramură. XXL, săptămâna asta este săptămâna XXL la Lidl și a fost 30 de lei. Este de vacă, îmi place tare mult, vă recomand și vouă. Apoi, martinel, 8,39 lei, am luat acest salam pentru cel mic. Sper să-i placă, n-am mai luat salam de la martinel. Să vedem dacă îi place, dacă nu trebuie să-l mănânc eu. Și am luat și această șunculiță, tot de la martinel, care a fost tot 8,39 lei. Asta este delicioasă, că mai mănânc și eu, din când în când. Așa, apoi am luat un mini pariză de porc, care a costat 3,89 lei, de la Baroni. Am să iau varianta mai mică, că tot timpul luam mai mare și nu îl consumam pe tot și se făcea nașpa. Și îl dădeam la câini după aia. Așa, apoi am luat niște ciuperci champignon brune, care au fost 6,49 lei. Eu am vrut să iau albe, dar nu mai aveau. N-am mai luat brune până acum. Sper să fie la fel, să aibă același gust. Dar mie îmi plac ciupercile tare mult. Așa. Apoi am mai luat 5 iaurturi grecești, care au costat 1,39 lei bucata. Îmi plac tare mult. Eu le mănânc și așa, goale. Sau le folosesc și în loc de smântână, că nu fac un sos ceva. Deci, îmi plac tare mult. Mereu când merg la Lidl, iau aceste iaurturi grecești de la Pilos. Și am mai luat o franzelă feliată Graham, care a fost 1,99 lei. Îmi place tare mult, de la Tassino. Așa. Deci, 111 lei aceste cumpărături de la Lidl. Chiar la Pepco m-am dus să mă mănânc ce ori mai băgat și am plătit 60 de lei. Mi-am luat o tavă din metal care a fost 30 de lei și o orhidee decorativă. Deci uitați-o ce superbă este. Când am văzut-o n-am putut să mă abțin. Parcă este naturală. Eu am mai avut o orhidee, dar nu știu cum să o îngrijesc și mi s-a uscat. Și am zis să iau asta pe poze de decor, care a fost, cum am zis, 30 de lei. Și am să văd unde am să o pun. Poate o să o las chiar aici, în bucătărie, pe mobilă. Dar o să-i dau jos eticheta. Deci 30 de lei floarea și această tavă minunată.
pe argintiu, care a fost tot 30 de lei. Este superbă. Reflectă blițul ca să am lumină, pentru că becul meu din bucătărie nu vede foarte bine. Și m-am gândit să iau această tavă, să-mi pun decorațiunea sau florile. Deci îmi place tare mult cum arată. Dacă vă place și vouă, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal. Vă pup, la revedere!